16 kg de droguri în valoare de peste 15 milioane de lei au fost depistate de vameșii moldoveni în două trimiteri poștale. Rățierea a fost posibilă în contextul investigațiilor pe marginea unui alt caz de circulație a drogurilor investigat la punctul de trecere Costești. La începutul anului curent, aici au fost găsite 23 de kg de pastile de efedrină, precursor folosit la fabricarea drogului amfetamină. Încărcătura ilegală aparținea unui tânăr ucrainean în vârstă de 24 de ani, care a fost reținut săptămâna trecută. Astfel, trimiterele poștale cu cele 16 kg de droguri, care au fost camuflate în cutii cu dulciuri și cafea, iar aparținea celuia și reținut. Pastilele au fost ridicate și transmise spre expertiză, iar investigațiile pe caz continuă. ...180 de pachete de țigări au fost depistate de oamenii legii la Vama Otaci. Acestea au fost ascunse printre lucrurile personale în scopul transportării ilicite de către un cetățean cu dublă cetățenie, ucraineană și izraeliană, în vârstă de 61 de ani. Descoperirea a fost făcută în urma verificărilor unui autobuz de model Mercedes Turismo, de pe ruta regulată Kiev-Chișinău. Drept urmare, oamenii legii au ridicat țigările. Acestea sunt pasibile confiscării speciale, iar persoana riscă să fie sancționată. Un tânăr beat criță a fost lovit mortal de o mașină la Cahul. Tragedia a avut loc în seara zilei de ieri pe o stradă din satul Roșu. Potrivit oamenilor legii, victima este un tânăr de 33 de ani, care era în stare de ebrietate avansată. Acesta mergea pe marginea carosabilului în compania altor 3 persoane și a ieșit brusc în fața unui automobil care era în circulație. Șoferul, un bărbat în vârstă de 39 de ani, nu ar fi reușit să frâneze lovind mortal victima. Oamenii legii cercetează cazul pentru a stabili toată circumstanțele în care s-a produs tragedia. Un taximetrist a fost luat la pumn de către clienții săi, care l-au lăsat fără mașină. Cazul a fost înregistrat în orașul Briceni. Victima este un bărbat în vârstă de 32 de ani, originar din localitatea Hlina, raionul Briceni. Bărbatul muncește într-un serviciu de taxi din centrul raional. La o nouă chemare, acesta ar fi luat 4 pasageri, care au refuzat să-i achite cursa. În ceartă, unul dintre pasageri a scos o sticlă cu care l-a lovit în cap pe șofer. Ulterior, cei 4 l-au coborât pe taximetrist din propria mașină și l-au luat la pumni. Mai târziu, ei au urcat în automobil și au plecat, lăsând victima la pământ. Șoferul agresat a fost cel care a anunțat poliția de cele întâmplate. Toate cele 4 persoane, dintre care 2 sunt originare din Grimcăuți, Briceni, una din Chișinău, iar alta din Ochtnița, au fost reținute pentru 72 de ore, fiind cercetate penal. Un bărbat și-a pierdut viața într-un incendiu produs în propria locuință. Tragedia a avut loc în satul Vulpești din raionul Ungheni. Preliminar, oamenii legii au stabilit că proprietarul casei s-ar fi intoxicat cu monoxid de carbon după ce casa a luat foc. La fața locului au intervenit pompierii, dar și un echipaj medical. În timp ce lichidau flăcările, pompierii l-au evacuat din locuință pe proprietarul acesteia, care se afla în stare de inconștiență. Medicii au încercat să-l salveze, însă din nefericire acesta a decedat.